Bună seara! Bună seara! Bună seara și invitațiilor! Ce s-a întâmplat, domnul Mazăre? Înțeleg că vor să redeschidă un dosar în care vi s-a dat începerea urmăririi penale. Care e nebunia de acolo? Păi e dreptate, nu spuneați mai devreme că e dreptate în țara asta. Că au cu ce se ocupe anchetatorii, că am aflat ce s-a întâmplat acum 25 de ani la Revoluție, când eram și eu cu pușca în mână, că atâtea și atâtea. Vorbeam astăzi cu viceprimarul meu și cu directorii și le spuneam, bă, zic, de voi trebuie să înțelegeți un lucru. Noi suntem ca în Liban, sau ca în Siria, sau ca în Orientul Apropiat, unde suntem într-o stare de război, în continuu. Când suntem atacați dintr-o parte, când din partea cealaltă, va face parte din felul nostru de a trăi. Pentru că dacă nu gândim așa, ajungem să luăm un pumn de pastile sau să ne aruncăm în cap de undeva, că nu mai suportăm psihic. Păi ieri eram la Nicușor, mâncam o ciorbă. M-am dus și eu la om, care a ieșit din spital, operat de cancer, știți toată povestea. Și vine femeia care gătește, tanti Tanța, și îmi spune, și domnul primar, și am văzut că mai aveți un dosar. Auleu, zice, dosar. Păi, dau. Pun-o pe telefon și mă interesez și aflu că am primit hârtie de la ANI ca să-i prezint. Am dat toate documentele, o am și aici, având în vedere niște contracte încheiate de noi în ultimii 2 ani de zile, date lor, să-i prezint în termen de 15 zile un punct de vedere. Dându-mi și articolul din lege în care spune că în termen de 15 zile trebuie să-i prezint un punct de vedere, dacă nu, cu sau fără punctul de vedere, și întocmește un raport și le înaintează organelor abilitate. În același timp, pe televizor, toate televizoarele galbene, Mazăre de la 1 la 5 ani de pușcărie, pentru că este în conflict de interese, ANI a făcut plângere la DNA. Eu hârtia mă mai uit odată, mă zic, dar nu mi-a cerut aici un punct de vedere în 15 zile? Cum în același timp mi-a făcut plângere la DNA? Că trebuie să aștepte 15 zile, ea mi-a dat textul de lege. După care să aflu ce se întâmplă. În câteva contracte cu o firmă de pază și cu televiziunea, unde eu am avut acțiuni și am renunțat la ele acum 12 ani de zile, în 2002, primăria a făcut licitație, proceduri, și acolo este acționar un fost asociat de-al meu, că eu am renunțat acum 12 ani la acțiuni, domnul Strutinski. Cei de la ANI au zis, domnule, zice, ești în conflict de interese, fiindcă tu mai ești acționar, tu ești acționar cu Strutinski la un hotel în Mamaia și mai ești la o fabrică de pâine nu știu unde, și faptul că voi sunteți asociați la hotel și la fabrica de pâine și el este la televiziune fără tine, că tu nu mai ești de 12 ani, înseamnă că ești în conflict de interese, fiindcă aveți relații comerciale. Eu m-am adus aminte, zic, bă, zic, știu că același lucru l-au reclamat în 2009, tot așa cu tam-tam, tot așa mă băgau în pușcărie, tot așa mă dădeau afară de la primărie. Și m-am uitat și, într-adevăr, în 2009, ANI a făcut aceeași constatare, a înaintat-o la DNA, la DNA, cum spunea și dumneavoastră, celebru Papici, a analizat, a trimis Curtea de Conturi, a verificat contractele, au nu știu ce, și a ajuns la concluzia că faptul că eu sunt acționar cu ăla la hotel n-are nicio legătură cu televiziunea, unde el a acționat și a participat la licitație legal și așa mai departe. Și îmi dă neînceperea urmării penale. Omul explică în hârtie acolo. Mai mult decât atât, între timp, eu acționasem raportul anii 2009 la tribuna, la Curtea de Apel Galați. La Curtea de Apel Galați judecă judecătorul și spune același lucru. Și eu stau și mă gândesc, zic, bă, femeia asta de la ANI, dacă avea răbdare 15 zile să-i trimit rezoluția procurorului, care spune că, domne, a fi acționar la un hotel nu înseamnă că are aporturi comerciale, n-a încălcat nimic, Mazăre. Îi trimiteau hotărârea de la Curtea de Apel Galați, nu mai îmi făcea plângere. Și de atunci stau și mă tot gândesc așa, ce avea în cap când mi-a trimis hârtie cu textul de lege că trebuie să-i dau răspuns în 15 zile și în același timp mi-a făcut plângere la DNA. Asta se întâmplă. În rest, suntem ca în Orientul Apropiat, în război în continuu. Da, absolut incredibil. Are cineva comentarii sau întrebări pentru Radu Mazăre? Eu am spus deja că din 2009 era practic tranșată problema și că nu înțeleg de ce acum
iarăși se revine cu aceeași chestiune și hai să zicem că se închide acum, peste 2 ani ne trezim iarăși că domnul Mazăre o să primească iarăși aceeași chestie. Deci cât durează, să spunem, o soluție? Cât stă ea în picioare în țara asta? Dacă s-a dat odată o soluție de neîncepere a urmăririi penale, de câte 7 milioane de ori trebuie pentru același lucru să existe 7 milioane de verificări? Pentru că observ că în România se poartă, e o modă cu chestia asta. Dom'le, ți s-a dat neînceperea urmăririi, dar când nu mai au cum să se ia de tine, revin cu aceeași chestie că poate ori fi elemente noi. După care, iarăși, când le pică lor mai bine momentul, că o fi el politic, că o fi economic, că o fi geostrategic sau Dumnezeu mai știe cum gândesc procurorii în țara asta sau cei de la, sau inspectoriani, pac, iarăși aceeași chestiune. Ar trebui, pentru că avem aici un domn parlamentar, să existe în lege ceva scris foarte clar cu privire la aceste lucruri, la aceste termene în care poți ataca. Se spune clar, la un moment dat, când puteai să ataci un NUP. Acum ce facem? Din 5 în 3 ani, din 3 în 7 revenim asupra NUP-urilor. Pe așa lumea nu o să mai aibă odihnă. Vorbea Mihai despre, sau citeai acea scrisoare extraordinară și emoționantă a mamei unui erou martir din Brașov. Vorbea de libertate, de libertatea câștigată. Dar observ că deși libertatea a fost câștigată în decembrie 89, eliberarea de ceea ce a fost înainte de 89 încă nu s-a făcut. În multe locuri, în multe instituții, în mintea multora, chiar dacă mulți dintre ei sunt dintr-o generație ce ar fi trebuit să nu aibă mentalități de tristă amintire. Domnule Mazăre, s-au întâmplat niște lucruri cam bizare în ceea ce vă privește. Eu că aminte că ați fost reținut de DNA, dus în fața în altei curți, în alta curte a zis, domnule, nu doar că nu există motive de reținere, nu există suspiciuni rezonabile că ar fi faptele alea pe care le invocați dumneavoastră, v-au eliberat. Noi dosare, chestiunea asta cu anii, vă întreb direct și foarte precis. Cine e în spatele acestei hărțuieli permanente? Eu cred că pe mine a pornit de acum 10 ani de zile, de când a ieșit Băsescu și când a câștigat Băsescu, și între timp am devenit un trofeu. Cred că n-au reușit, au încercat, am bătut, probabil că s-au nevrozat atât de tare că nu înțeleg cum le scap. Nu reușesc să mă lege. De împușcat nu, spre fericire nu ne împușcă, dar delegat ne împușcă. Mă uitam acum aici în hotărârea asta de la Galați, care a dispus anularea actului anii din 2009. Am câștigat și daune morale că m-au bălăcărit pe televiziuni în 2009, exact cum s-a întâmplat ieri. Uite, oblig autoritatea părâtă să-i plătească reclamantului, adică mie, suma de 5.000 de lei cu daune morale plus 2.300 cu titlul de cheltuieli de judecată. Deci am câștigat pentru exact aceleași motive cu Strutinski asociat la hotel și care era la televiziune și nu știu. Mă, ce au în cap oamenii ăștia? Poate mai... Șerban sunt. E executat pe suma asta? Da. Da, păi am luat 5.000. Bun. Da. Și Ministerul Finanțelor s-a întors împotriva conducătorilor instituției, cum spune legea? La Paștele Cai. S-au înțeles că am plătit noi. Noi. Știți că asta e o discuție veșnică și pe care și eu aș fi așteptat-o de la guvernul meu și Ministerul de Finanțe, Ministerul de Justiție, că atunci când cineva este responsabil din acest aparat judiciar, inclusiv ANI, să răspundă și ei cum răspundem și noi toți, de la senator, la primar, la cetățean în fața legii. Numai că acolo nu s-a putut face și deocamdată domnii nu răspund pentru absolut nimic. Nici pentru ce au făcut la telepatie, nici pentru ce fac mie. Asta e. Dar în cazul ăsta, pentru că aici nu mai e vorba de o sesizare ANI care se dovedește greșită, să spunem. Că acolo poți să spui, domnule, e o eroare, e ceva. Dar așa cum are domnul Mazăre documentele alea, aceleași documente le-au și aia de la ANI.
Deci aici nu mai e vorba de o sesizare care, mă rog, își urmează cursul și cade sau rămâne valabilă. Aici e vorba de reavoință, clar, e vorba de abuz în funcție. Pentru că în momentul în care pe exact aceeași speță, mă refer la ANI aici, nu la ce o să facă DNA-ul după aia, dar cei de la ANI, dacă au făcut o reclamație care a fost după aia invalidată de procuror și, și de Curtea de Apel și ai fost obligat să plătești și daune pentru chestia asta, și după cât, după 5 ani circa, repeți exact aceeași sesizare, nu mai e prostie, e reavoință. Și mă gândesc că totuși, dacă sunt procurori independenți la DNA care cercetează ei pe cine vrea Băsescu, mă gândesc că ar putea să fie niște procurori de adevărate la independenți, la parchetul general, de exemplu, care să cerceteze și abuzurile astea în funcție. Sau chiar la DNA, nu ar fi toți la plângere persoanei vătămate. Adică dacă domnul Mazăre din oficiu nu face și spus că va face și foarte corect face. Da, am să fac plângere. Stau și mă gândesc dacă e ce spune domnul Civică sau poate nu aveau acest referat de neîncepere a urmăririi și această hotărâre de la Galați. Mă gândesc, pentru că mi-aduc aminte asta și eu și-am analizat prin 2009, au fost declarați neconstituționali și au avut o perioadă de 2-3 luni de zile până i-a repus, până poate s-or fi zăpăcit, nu ar fi primit documentele. Or fi fost, dar ar fi trebuit conform legii să aștepte răspunsul meu. Că uite, ea mi-a zis aici că la termen de 15 zile să-i răspund și după aceea să-mi facă plângerea penală. Ea n-a mai așteptat, s-a grăbit. Pe de o parte, pe de altă parte, or fi fost ei, cum ziceați dumneavoastră, dar eu țin minte, pentru că eu urmăresc în general ce se întâmplă în politică, țin minte că ați făcut o conferință de presă acum câțiva ani, cu un panou în care puneați acuzație rezolvată, cu tare, anulată, și aveați atunci și chestiunea aia pe care am ținut-o minte, de faptul că eu, ca cetățean român contribuabil, trebuie să vă plătesc dumneavoastră o părticică din aia 5.000 de lei în contul golăniilor făcute de ANI. Deci chiar dacă eu am ținut minte chestia asta, cred că puteau să o țină minte și cei de la ANI, constituțional sau neconstituțional, ce-or fi. Pentru că ați făcut public chestia asta atunci. Da, aici e incontestabil ce spuneți. Exact așa este și aveți memorie foarte bună. Era pe o pătrățică, 5.000 de lei în casa de la ANI. Exact pe chestiunea asta. Eu cred că asta e. Eu nu cred că Radu Mazăre e un profe. Eu cred că încurcă de niște ani buni niște foarte mari business-uri în Constanța. Altfel nu-mi explic. Nu există atâta încrâncenare doar pentru că ar fi Radu Mazăre extravagant sau... Deci eu cred că... și aduceți-vă aminte inclusiv propaganda care s-a făcut legată de port. Eu cred că acolo sunt interese foarte, foarte mari. Le stă în gât. Nu poți să-l ții pe un om care răspunde de un oraș cu sute de mii de locuitori, care gestionează cea mai importantă poartă de intrare de marfă în România, să-l țin anchete dintre astea complet aberante, complet abuzive, că spunea de faptul că vorbește cu viceprimarii și directorii, practic, eu nu știu când mai poate să ajungă și să se ocupe, că omenește vorbind, răspunzi, trebuie să semnezi, trebuie să aloci bani, trebuie să dai socoteală pentru asta, dar trebuie să-ți mai faci timp să mai răspunzi și la niște aberații și la niște acuzații abuzive. Și eu mă gândesc totuși că la un moment dat va trebui, eu nu am mai spus-o public, eu nu fac parte din categoria celor care se dezic de colegi cercetați. Îmi asum riscul ăsta, o să fiu și opus la index, cum s-a mai tot întâmplat, dar aici deja mi se pare că e foarte dubios. S-a încercat cu dosare penale, s-a încercat, aduceți-vă aminte că a fost luat de un restaurant cu mascați, da, în condițiile în care nu fusese citat. Deci știau exact unde este, deci nu se punea pentru asta, înseamnă că a fost filat, că nu era la locul de muncă. Tocmai venise să se prezinte la era DNA București. În ziua deci, acolo s-au cheltuit bani cu filajul.
ca și cum ar fi un mafiot. Probabil că dacă era traficant de droguri, beneficia de o grațiere și gata, că ați văzut că se poartă și chestiunea asta. Dar ce se întâmplă la Radu Mazăre este dincolo de limita suportabilă. Nu mai e o hărțuire, nu mai e o chestiune așa pe care o fac unii acoperiți sau descoperiți. Aici deja e ceva sistematic și eu mă gândesc că nu e un simplu trofeu politic să-l prinzi într-un fel pe Mazăre. Eu cred că de niște ani buni încurcă niște afaceri foarte mari. Încurcă niște business-uri unde s-ar fi putut fura foarte mult. Altfel, eu altă explicație nu găsesc. Eu să știți că am renunțat să mai cer la 13% acțiuni la port. Aia știu. Dar asta nu înseamnă că era nu normal. Nu, am renunțat. Mi-am dat seama când am văzut. Păi uite, vorbeam de contractele astea de pază, tocmai am primit acum două zile, au fost verificate și de Curtea de Conturi timp de o lună de zile. Uite aici, Curtea de Conturi, raportul de audit privind eficacitatea contractată pe protecție, pază, tot ce semnăm, toate contractele, sunt verificate de către 3, 4, 5 rânduri de instituții ale statului. Așa ceva. Și am zis, por, nu mai trebuie, bă, frățioare, niciun por, lăsați-vă în pace, cum a scăpiat sau cu avocații în continuu, dacă e de la port. Uite, încă o dată declar public, nu-mi trebuie niciun port, să facă ce vor cu el. Păi, domnul Mazăre, dumneavoastră ați ajuns să spuneți că nu mai vreți portul ca să transmiteți un mesaj să vă lase în pace? Da. Nasol. Păi e nasol. Nasol. Nu știu, e, nu e, dar știți pentru mine cât de nasol e? Că la fiecare lucru de ăsta chem și iau din urmă și stau cu avocații și facem puncte de vedere și facem expertize și nu știu ce, astăzi am aflat că de la IAR, de la nu știu ce evaluator, au luat toate evaluările făcute în Mamaia din 2006 încoace. Da, nu mai întreb niciun port. Dar lăsați-mă și pe mine să trăiesc, să mă ocup de orașul ăsta, vă rog din suflet. Dar ei nu știu asta, că zic probabil că vă răzgândiți. Nu mă mai răzgânde, nu, ci eu sunt un tip care când spun ceva, aia fac. Domnule Mazăre, sunteți o persoană înstărită. Ați afirmat în ultima perioadă că ați vrea să renunțați. Nu sunteți dispus să ieșiți din politică și să renunțați la primărie pentru liniștea dumneavoastră, mai ales că n-aveți grijă zilei de mâine? Sincer? Sincer. Aș fi dispus. E interesant că spuneți lucrul ăsta când vă aflați la guvernare cu partidul. Asta este situația. La un moment dat, oricât de luptător ai fi, nu spun că am ce, dacă mă vedeți că sunt băț, mă bat în continuare, îi fac plângeri, ăstea și așa mai departe. Dar la un moment dat nici nu mai e satisfacție, nici nu mai e plăcere să te duci, să lucrezi la servici, le e frică tuturor, tremură carnea pe ei să semneze o hârtie. Am întârziat cu beculețele în oraș, eu am răgnit pe la director, pe la și ăștia, a spus șeful, zice, s-a dus la juridică, l-a ținut-o 10 zile, a dat-o înapoi la gospodărie comunală, când era bine, l-a dat-o dincolo. Nu vă imaginați cât de greu este să lucrezi la stat și să semneze și să ia hârtia pe toate părțile și dacă nu cumva o interpretează, nu știu cum, o dau la ANRMAP, când facem orice licitație, să dă la București, la ANRMAP. Știți cât ține ea hârtiile acolo? Și au și ea dreptate. Câte două, trei luni pentru fiecare virgulă, fiecare cuvânt ți le trimit înapoi, le trimit iar, le trimit înapoi, le trimit iar. Uite așa se muncește în administrație. Pentru că ăia îți dau un aviz. Și dacă vine procurorul să încheteze licitația sau curtea de conturi, după aia se uită pe avizul ălora și ia și pe ea la întrebări. Și nu semnează, fraților, că au salarii mici de tot în administrație. Au copii. Și ce spun, decât să mă leg la cap, să iau câteodată o tărie, câte 5 ani de zile o anchetă până te judeci, până nu știu ce, nu semnează și pasează hârtiile. Mai stau, dau, o trimit la colegul. Asta e realitatea. Dar la ANRMAP îi iau acum, că pe doamna aia Trăilă, prietena lui Udrea, n-au luat-o pe, pe licitațiile de până în 2012. Aia Elin, o văd pe la B1, pe acolo, combate, vrea să intre la guvernare ceva, doamna Trăilă. Sper ea, să ea a condus ANRMAP-ul ăsta când s-au făcut cele mai mari jafuri, cu toate, cu Udrea, cu Boagiu, cu toate combinațiile alea. Aia n-are nicio treabă, e cu Blaga și se pregătește de guvernare. Nu, da, s-au dat și legi. Poate și aduce aminte Radu Mazăre, prin 2006, sau nu mai știu când, s-a dat o ordonanță ca să se interzică autorizații de construcție în Mamaia, la un moment dat. Doar
blochează... Da, ce? Câte de-astea? Da. Deci o lege antimazăre, dacă... Ce sens are să... Da, dar asta ce înseamnă? În România, la un moment dat, să se ajungă să se ceară aviz consultativ de la DNA pentru absolut orice, pentru orice hârtie din administrația publică, pentru absolut tot, pentru că altfel... Păi asta ar însemna că, de fapt, DNA-ul se ajungă și economia, nu? În 2012, DNA-ul mi-a dat papiș, mi-a dat nupul pentru aia. A zis, da, domne, că ești acționar la hotel, nu contează. Dacă vine la participă la licitație, legală licitația, că a verificat licitații, executare și așa mai departe, e regulă. În 2013, ăștia soții au organizat orășelul copiilor. Trei rulele acolo. Și eu am semnat referatul de achiziție. Nu că am fost în comisie. Comisia l-a făcut, nu știu, și trebuie să-l aprob. Și a venit anii, acum și m-a acuzat în 2013. Păi dacă eu am de la DNA că e legal în 2012 și am semnat în 2013, ce vreți de la mine, bă, fraților, mai mult decât să-mi spună DNA-ul că e legal? Da,